Bună, dragilor, și bine ați revenit aici la mine pe canal. Astăzi filmăm un nou clip cu produse alimentare. Astăzi este sâmbătă și am fost la câteva cumpărături. Aici avem două gogoși. A dorit soțul meu neapărat o gogoașă, am luat două. Și am fost și pe la Pepco. Cu asta vreau să încep, pentru că am găsit niște chestii foarte drăguțe la Pepco. Mă rog, dar nu foarte multe, adică n-am cumpărat mare lucru, dar hai să vă arăt, să nu mai vorbesc. Am luat frunza asta și o să ziceți ce faci din sac cu frunza aia. Fac aer. Nu, n-am luat-o ca să-mi fac aer. Puteți să o folosiți pur și simplu pentru decor, într-o vază, în ceva, să o așezați. Dar eu am cumpărat-o mai mult pentru momentele acelea în care vreau să fac o poză de produs și poate este un produs ceva legat de vară, poate la un SPF sau, nu știu, diferite poze. Ce-mi trece mie prin cap. Așa, și asta a avut prețul de 13 lei. Îmi place foarte mult, așa că, da, o să o folosim la poze. Sper să avem ocazia. Da, bun. Apoi am luat două castroane banale din plastic. Am niște castroane prin casă pe care vreau să le înlocuiesc, nu mai îmi plac, s-au învechit, știți și voi, plasticul ăsta se face urât la un moment dat, așa că trebuie să înlocuite din când în când. Și un castron din ăsta a fost 6,50 lei și am luat așa pe gri și pe verde la acesta, care știți că îmi place destul de mult. A început să fie poate nuanța mea favorită. De obicei, mie, adică culoarea mea favorită întotdeauna a fost galben, nu? Cu toate că nu prea mă îmbrac în galben, pentru că în materie de haine nu pot să zic că îmi place atât de mult galbenul, dar am și rochii galbene. Aoleu, m-a luat căscatul. Mai mult în materie de decorațiuni îmi place culoarea galben. Și acum îmi place foarte mult și culoarea aceasta, așa că verdele acesta, nu știu cum să-i zic, că nu-i nici mentă, da. Și am luat două castroane, cum spuneam, deci astea sunt tot de la Pepco. Și ultima chestie pe care am luat-o, într-un verde, verde, este această minunăție. O cană ce mie mi-a plăcut foarte mult. O să o folosesc, bineînțeles, la cafea dimineața. Mi s-a părut foarte potrivită pentru vară, pentru că e foarte așa, culoarea foarte frumoasă. Și a fost 13 lei. Foarte mult îmi place cana asta. Nu știu, m-am îndrăgostit cum am văzut, am zis o cumpăr, cu toate că am destule căni, vă dați seama că nu duc lipsă, că tot am cumpărat de pe la Pepco, na, de-a lungul timpului. Așa, și aici gata, nu mai avem nimic în prima sacoșă. Și apoi trecem la sacoșele mai mari, în care avem chestii. Pe una am pus-o aici pe un scaun, mi-a dat cineva ideea, ca să nu mai mă plec, să trag un scaun lângă mine și să pun sacoșile, o idee destul de bună. Și o să le urc pe rând aici și o să iau produsele. Sper să nu se răstoarne ceva, asta este teama mea cea mai mare. Am luat o hârtie igienică, invers, de la Pufina, așa. Vă las prețurile afișate, sper că am bonul, ia stați. Da. Am bonutat bonul aici, să-l păstrez ca să vă pot afișa prețurile. Deci hârtie igienică Pufina, destul de banal. Am luat, stați că mi-a rămas o sacoșă goală. Am luat niște praf din ăsta, pe care noi îl folosim la expresorul de cafea. Pur și simplu se pune un plic din ăsta, parcă un plic sau două plicuri, a zis soțul meu, două plicuri în recipientul ăla de apă și îi dai curățarea aparatului și își face el curățarea. Sincer, de curățare se ocupă soțul meu, nu prea mă pricep ce și cum, dar se folosește din când în când, mă rog, aparatul cere o decalcifiere, cred că e corect, mă rog, cere o curățare din asta mai amănunțită cu un produs special anticalcar și le-am luat pe acestea acum, pentru că avea două plicuri din astea, erau 5 lei și mi s-a părut un preț bun. Apoi am cumpărat o salată din asta pe care o pui foarte ușor în castron și gata salata. Apoi am cumpărat o pâine din asta clasică, pâine normală,
Așa, o pâine. Apoi am cumpărat piersici din astea, piersici plate. Așa, am luat doar 4 și cred că a luat și soțul meu 2 piersici din alelalte normale. Că știți că noi luăm 10 feluri de mere, piersici și alte chestii. Am luat și niște măsline, soțul meu și le-a luat, elefant măsline, semințe, normal, știți că îi plac. Aici am luat o costiță pe care, uite, trebuie să o bag la frigider. E gata, marinată, condimentată, tot, tot, tot. Să o bag la fraier. Am mai făcut în trecut și ne-a plăcut foarte mult cum a ieșit, așa că am zis să mai facem într-o zi, poate mâine, duminică. Așa, nu suntem noi mari, cel puțin eu, mâncător de carne, dar costița asta din când în când, așa, la, nu știu, am făcut acum o jumătate de an, nu vă gândesc că facem în fiecare duminică, merge. Un salam de care v-am mai arătat altă dată, mă rog, acum vă că l-am velit în folia asta, este acel salam subțire, 100% din carne și, mă rog, nu are chiar 100% doar carne, are și grăsime, doar că la ingrediente este foarte curat. Stați să, dacă n-ați văzut alte clipuri de ale mele, stați să-l scot totuși din cutia asta, că oricum nu o să-l bag în cutia asta în frigider, ca să vedeți despre ce este vorba. Acesta. Despre acesta este vorba. Să știți că dacă vă uitați la ingrediente de curiozitate, știu că mi-au mai spus persoane că sunt interesate și de aspectul ăsta, are pulpă de porc 98% de origine din Uniunea Europeană, sare, condimente naturale, adică usturoi, piper alb, piper negru, boia, chimen, coriandru și atât. Și spune nu conține nitrit de sodiu adăugat și alte chestii. Deci e un mezel mai ok la ingrediente, dacă vă interesează acest aspect. Mă rog, un osana. Nu? Prea bun, prea ca la țară, sana, de băut. Soțul meu e fan, sana. Am mai luat niște banane așa mai verzi. Sper să țină cât mai mult. Să nu se înmoaie. De obicei se înmoaie de la căldura asta, că nu stau să le bag la frigider. De la frigider, dacă le țin, parcă se negresc așa și nu mai plac. Ah, stați că am luat din punga de jos, am uitat. Cam pungă pe scaun, am uitat, mă scuzați. Da. Am mai luat o pungă de semințe, văd altfel. Așa, am luat niște color catcher, îmi plac foarte mult, v-am mai povestit, sunt preferatele mele, nu bag de fiecare dată când spăl, deci nu bag de fiecare dată când spăl, dar când am anumite haine de care nu sunt sigură dacă vor ieși sau nu, sau nu știu, unul e roșu, unul e albastru sau chestii din astea, un tricou roșu, un tricou albastru, atunci pun un astfel de șervețel și da, captează foarte bine culoarea, adică am un prosop, un verde așa deschis și ăla se cam decolorează, am observat. Și știu că se cam decolorează și de fiecare dată bag un color catcher din ăsta, o folie din aia și mereu iese verde când o scot, iar restul hainelor sunt ok, adică nu se transferă pe alte haine, tocmai pentru că pun aceste color catcher. Am luat niște dischete de-astea simple, demachiante, ieftine. Le folosesc destul de rar, mă demachiez în general cu balsam din acela demachiant. Am luat de la Rite o rezervă din asta. Noi avem aparatul cumpărat de anul trecut sau de acum 2 ani, nu mai știu. Și rezerva e aproape goală și am zis să mai luăm o rezervă. Mai punem seara, căci eu mai stau cu becul aprins, mă rog, cu lampa de la capătul patului meu, cum să zic așa. Mai stau cu ea aprinsă cum mai citesc. Și cu toate că avem plasă, e o plasă cam mare, mi-am dat eu seama, și eu cred că mai intră gângări. Mă rog, și am zis să fie. Aici am luat niște castraveți, mici și amărâți, vai de mama lor că dăștia aveau, nu știu. Deci suntem în luna august, început de august și deja nu se mai găsesc castraveți ca lumea, cel puțin din ăștia românești. Așa, și am luat și 2 iaurturi din astea grecești, despre care v-am spus că îmi plac foarte mult, au 2% grăsime, sunt foarte gustoase, bune și eu le pun o linguriță de miere și fulgi de ovă și le mănânc dimineața. Și un mic dejun și consistent și bun, mă rog, mie îmi place, eu vă spun cum fac eu, fiecare face ce vrea. Așa, aici am luat niște struguri, așa, pe struguri, ia să vedem cât am dat. 11 lei 08,
hop, a căzut o babă. Și kilogramul era 9,79 lei. Nu știu unde s-a dus, sper să nu calc pe ea. Bun. Așa, stați că nu știu unde să le mai așez. Masa ca mică. Așa. Apoi am mai luat lapte din ăsta de la Auchan, simplu. Așa. Și am mai luat un lapte din ăsta de cocos. Foarte bun ăsta, barista de cocos. De la Alpro, extraordinar de bun. Singura problemă pe care o am eu cu el, din câte, uite ce spune aici, sursă de calciu și sursă de proteine vegetală. Deci pentru cei care cred că astfel de băuturi nu au calciu, așa, are apă, lapte de cocos, așa, soia, vreau să văd asta, da. Deci are zahăr, conține zahăr. Asta un pic pe mine mă... Nu prea îmi place pentru că are zahăr. Să știți că cel de la Lidl nu are zahăr, cel puțin cel de orez. Știu că am citit sigur și nu are zahăr, nu mai știu dacă și cel de soia. Uite, o să mă uit data viitoare când cumpăr și vă spun. Dar ăsta are zahăr. Și asta nu prea îmi place, dar e foarte gustos la cafea. Foarte gustos, da. Bun, și aici am primit un pliant, nimic interesant. Bun, haideți să dau sacoșa asta jos, o pun pe cealaltă sus. E idee bună cu scaunul, îți mulțumesc mult, draga mea, că mi-ai dat ideea. Bun, aici a luat soțul meu două piersici, cum spuneam, din astea la alte normale. Uite, kilogramul astea era 7,89 lei și două a venit 2,90 lei. Așa. Apoi am cumpărat două humusuri din astea, pentru că au avut un preț foarte bun. El la preț întreg este vreo 8 lei și ceva și acum cu cardul Auchan era la vreo 7 lei. Mă rog, avea reducere de 1 leu, nu mare reducere, dar oricum le îi mâncăm, adică le consumăm. Am luat și un avocado să fac mâine dimineață un guacamole, să întindem pe pâine. Un avocado bio era ăsta sau ceva de genul. Nu mai știu cât a fost ăsta. Da, vă las prețul. Așa, am luat un ardei. Uite, ardeiul ăsta a fost 1,74 lei și kilogramul e 10 lei, 9 lei 99. Așa, am luat un cașcaval Auchan, soțul meu l-a ales. Nici n-am știut ce cașcaval a cumpărat. Așa, o cutie de pateu și am mai luat el din ăsta buceci. Și am luat și un desert din ăsta cu orez și lapte, tot de la Olympus, ca și iaurtul, care arată cam așa. Și da, o să vedem. Mie îmi place gustul de orez cu lapte, n-am mai mâncat de mult și am zis hai să iau pe ăsta. Aș putea să-mi fac, nu e mare chestie, dar știi, când faci și faci mai mult, mănânci mai mult. Așa, dacă cumpere o chestie de asta mică, o mănânci pe asta și te potolești. Cam asta e ideea mea. Și uite, asta are 141 de calorii. Sau nu, pe 100 de grame are 141. În fine, o să vedem. Spune aici, la ingrediente, nu prea văd ingredientele. Dar nu prea văd, sunt așa foarte amestecate, Doamne, ce scris. În fine, o să citesc ingredientele, oricum sunt sigură că are zahăr, vă dați seama că e îndulcit fiind un desert, dar din când în când merge, nu e ceva... Da, o să mâncăm și o să vedem. Nu, credeam că zice ceva de zahăr, dar scria altceva. Bun, cam astea sunt cumpărăturile. Spuneți-mi voi ce ați mai cumpărat în ultima perioadă. Mâine cred că o să mergem și la Lidl, pentru că așa am mai cumpărat un box de apă de... San Benedetto sau ceva de genul, să nu știu, apa aia minerală, îmi place foarte mult la gust. Și am cumpărat și un box, dar e pe hol, nu mai stau să vi-l arăt. Ce vreau, în schimb, să mai cumpărăm sunt niște pepeni, dar am luat de la Lidl pepene fără sâmburi, foarte bun, foarte gustos, dulce și mai crocanțel, așa cum îmi place mie. Da, mai tare, mai bun, foarte bun a fost. Și n-am mai luat de la Auchan, pentru că ultima oară când am luat de la Auchan a fost și nu știe ce. Așa că ne-am decis să mergem mâine, dacă e până la Lidl, și să luăm 2-3 pepeni și să facem stocul pentru săptămâna ce urmează, pentru că la noi pepenele se mănâncă foarte, foarte repede. Mănânc și eu, dar soțul meu mănâncă foarte mult vara, în general, pepene. Bun, cam astea au fost cumpărăturile. V-am pupat, pa, pa!